Reprezentanții Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură au luat în vizor crescătorii de ovine și caprine din zonele defavorizate de pe raza județului. Aceștia verifică atât prezența animalelor la reședința declarată odată cu depunerea cererilor de plată, cât și existența crotaliilor avute în evidență. Au fost depuse un număr de aproximativ 242 de cereri pentru un număr de 25.000 de capete de animale, care urmează a fi verificate, așa cum spuneam, sub aspect administrativ, cât și sub aspect al controlului la fața locului. Prima tranșă de controle s-a încheiat marți pentru cererile de sprijin depuse până în 28 noiembrie, urmând ca în perioada imediat următoare să aibă loc un supracontrol pentru a se evita suspiciunile unor nereguli înainte de efectuarea plăților. Au existat în aceste zile și exploatații care, dintr-un motiv sau altul, nu au fost găsite cu animalele în locația declarată, dar și exploatații care au avut un număr mai mic de animale față de cel declarat. Fermierii găsiți cu nereguli vor fi sancționați sau chiar excluși total de la plată. Controlele pentru a doua sesiune de cereri depuse vor începe în data de 23 martie.